În București avem infringement în momentul de față, nu? În primul rând, bună ziua tuturor, doamnă viceprim-ministru, doamnă ministru al mediului, doamnă Raluca Fischer, stimați invitați, vă felicit în special pentru interesul pe care îl acordați problemelor de mediu. Sunt nouă în administrație, dar nu la fel de nouă în ceea ce privește interesul pentru mediu, având în vedere că am lucrat peste 20 de ani în presă și în activitatea mea am abordat de foarte multe ori problemele de mediu și în special sau în deosebi necesitatea educării a noastră, a tuturor, pentru a proteja mediul înconjurător, iar tematica dumneavoastră privind colectarea selectivă vine tocmai să accentueze una dintre problemele și unul dintre minusurile societății pe acest palier. Din punct de vedere al relației cu Uniunea Europeană și prin colaborare cu Ministerul Mediului, suntem într-o corespondență permanentă. Nu am intrat, cum s-ar spune deocamdată, într-o zonă de alertă, dar asta nu înseamnă că trebuie să fim liniștiți, să fim relaxați. În ceea ce privește tematica punctuală de astăzi, colectarea selectivă, parteneriatul pe care l-am încheiat deja, un parteneriat voluntar, asta înseamnă că se pot adăuga și alte fundații sau organizații care sunt acum în sală sau care sunt interesate, așa cum spuneam, un parteneriat cu Green Group pentru amplasarea în capitală a 50 de stații, cele mai multe automatizate și câteva cooperatori pentru colectare selectivă. Mai pe scurt, Primăria Capitalei pune la dispoziție domeniul public, de asemenea și accesul la energie electrică, iar la aceste automate de colectare selectivă, oricine poate să vină, unele vor fi amplasate chiar lângă școli, pentru a veni elevii cu peturi, fie că sunt de plastic, din metal, din carton, și să obțină pe loc bani sau vouchere care pot fi folosite la hipermarketuri, supermarketuri și așa mai departe. De ce am ales această modalitate, printre multe altele? Pentru că mi se pare o modalitate în care să-l cointeresezi pe elev, pe student, pe cetățean, să fie mai atent la modul cum colectează deșeurile și să aibă, să spunem, și un mic beneficiu. Cred că vom avea foarte mulți suporteri în rândul tinerilor, în rândul adolescenților, iar într-un timp foarte scurt vă vom invita pe toți, dacă veți putea să veniți, la inaugurarea acestor stații automatizate pentru colectare selectivă. Repet, în primul rând, cred că vor fi foarte atractive pentru tine. Am discutat acum câteva zile cu doamna ministru Garațiela Gabrilescu și în totalitate a fost de acord să demarăm o campanie națională de educare, de informare a opiniei publice, de a conștientiza pericolele de mediu pentru sănătatea, pentru viața noastră și cu toții să conștientizăm că putem să fim parte a acestui proiect național. La nivelul capitalei, ca soluție de valorificare a deșeurilor, ce aveți în vedere până la urmă? Proiectul la care se lucrează în acest moment împreună cu Ministerul Mediului și Ministerul Fondurilor Europene este în ceea ce privește existența, construirea la București a unei stații de tratare termică, așa cum există în toate marile capitale europene. Această stație va avea o capacitate de 300-350 de tone de gunoi pe an. Este o capacitate foarte mare, va avea timp de lucru 8.000 de ore pe an. Absolut nepoluantă această stație. Valoarea este de 250 de milioane de euro, fonduri europene. Suntem acum într-o corespondență aproape zilnică, permanentă, cu Ministerul Mediului și Ministerul Fondurilor Europene pentru implementarea acestui proiect, pentru care România are deja prezervată această sumă la capitolul mediu. Până acum, pentru că nu are rost să privim în urmă, știți, este și un tip să privim în urmă cu mânii, pentru că nu ne ajută la nimic. Important este pașii pe care îi facem noi de acum înainte și ce măsuri îndeplinim pentru ca Uniunea Europeană să ne transfere, practic, acești bani care, repet, sunt rezervați în acest scop.
De ce ați ales această metodă și nu alte metode? Pentru că dezbaterea și la nivelul Uniunii Europene este una foarte largă. Cu incinerare sau alte metode de valorificare a deșeurilor? Au fost mai multe analize realizate toate de către specialiști împreună cu reprezentanții mediului academic, universitar, de asemenea cu specialiști în domeniul protecției mediului. Nu a fost o decizie pe care să o iau eu personal. Toate aceste studii care s-au realizat au mers către această soluție. Ea a fost pregătită din anii anteriori, dar din nefericire nu s-au făcut și pași concreți înainte. Dacă vreți, a fost mai degrabă o soluție pregătită la nivel teoretic, prin trecându-se sau depășindu-se doar faza de cercetare. Când ar urma să fie funcțional? Noi așteptăm un semnal de la guvern, care am înțeles că acum realizează ultimele evaluări, ultimele cercetări și suntem pregătiți cu tot ceea ce este necesar.